Luci, Luci. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Pentru început, țin să răspund celor noi veniți pe canalul meu. Bun, bine ați venit! Și bineînțeles celor care sunt noi veniți, necunoscându-mă, vă spun că numele meu este Nelu. Acest canal este despre viața mea personală de zi cu zi, un fel de reality legat de plante și tutoriale despre acestea. Așadar, pentru început, țin să mulțumesc celor care mă urmăresc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mă urmăresc. Vă aștept comentarii, bineînțeles comentarii și propuneri. Accept și critici constructive, în limita bunului simț. Și propuneri, bineînțeles, de la voi. Aștept cât mai multe propuneri. Altfel, nu știu ce doriți să urmăriți. Cam ce ați vrea să vedeți pe canalul meu. E adevărat că nu prea am subiecte pentru canal, deocamdată. Spun asta pentru că vreau să fac cât mai atractive subiectele, cât mai atractive vlogurile acestui canal. Așadar, vă rog pe voi să intrați în secțiunea comentarii, să spuneți propunerile voastre. Cam ce ați dori să urmăriți, cam ce dorințe aveți legate de acest canal. Pentru că, bineînțeles, așa cum știți, toate videourile, toate vlogurile sunt făcute pentru voi, special pentru voi. Și le fac cu mare drag, dacă știu că vă place și dacă știu cam ce ați dori să urmăriți. Pentru început, vreau să vă spun că azi voi face un vlog legat de update-urile din grădină, un update în grădină, pentru că probabil sunteți curioși cei care mă urmăresc de mult timp. Nu-i așa? Sunteți curioși să vedeți cam cum arată grădina la ora actuală. Așadar, voi fi în grădină, dar voi fi și între plantele pe care le vedeți. Arătându-vă cam cum stau la ora actuală, cam cum este situația lor la ora actuală. Așadar, pentru început, mergem în grădină. Ah, și să nu uit, până mergem în grădină, vreau să vă prezint pe dânsul. El este noul membru al familiei noastre. Numele lui este Luci. Este cam neastâmpărat acum. Este Luci, numele lui. Și este noul nostru membru al familiei. Da, este pisicul nostru. Și probabil va apărea în mai multe videouri de acum încolo. Acestea fiind spuse, haideți să mergem în grădina. Cu Luci, bineînțeles. Așa că v-am spus, iată-ne în grădină. Pentru început o să vă arăt legumele, cum arată legumele la ora actuală, un fel de update, ca să vedeți cât au evoluat legumele în acest interval de timp cât nu am postat despre ele. Aproximativ o lună de zile. Așadar, hai să vă arăt cam cum arată legumele din grădină, în grădina noastră, bineînțeles. Așadar, o să încep cu grădina. În principiu, o să încep cu roșiile. Ca să vă dați seama cam cum arată roșiile. Iată-le. Avem roșii destul de frumoase. Sunt foarte mari și chiar mă mir cum de s-au dezvoltat atât de frumos în acest pământ. Avem aceste plante de roșii, care au fructe superbe pe ele. Deci, efectiv, nu-mi vine să cred cât de frumos s-au dezvoltat în pământul ăsta. Ardeii, bineînțeles, avem o grămadă de ardei. Sunt foarte, foarte mulți ardei. Acestea sunt iuți. Sunt ardei care se fac roșii când sunt copți. Avem ardei gras.
galben, care sunt foarte mulți. Într-adevăr, am cules foarte mulți din ei, dar totuși încă mai sunt pe plantă. Încă mai sunt pe plante ardei mulți. Fasolea, din care trebuie să culegem iar nu peste mult timp, este foarte, foarte multă. O grămadă de fasole, o grămadă de fasole avem iar de cules. Porumbul, care este un porumb pentru popcorn. Porumbul este din soiul strawberry. Strawberry popcorn, care normal ștuieți sunt așa de mici. Nu face ștuieți mari. Sunt foarte mulțumit de evoluția lor. Sincer să fiu, s-au dezvoltat foarte mult. S-au dezvoltat foarte bine. Ținând cont seceta care a fost acest an. Și toți știm foarte bine că a fost o secetă foarte, foarte prelungită, foarte, foarte mult timp a fost fără ploi, vreau să zic. Așadar, ardei. Acestea sunt ardei bulgărești. Și aceștia sunt foarte, foarte mulți pe plantă. Sunt extraordinar de mulți ardei bulgărești. Sunt foarte, foarte mulți ardei. Ia uitați-vă și voi. Cât de mulți sunt. Iar din nou ardei grași. Aici. Ardei grași. Foarte, foarte frumoși. Și aceștia. Castraveți, bineînțeles, sunt foarte mari și ei. Am cules din ei, bineînțeles, și am băgat în borcan. O sumedie de castraveți am băgat în borcan și din ei, la fel. Cred că o să vadă și borcanele cu castraveți, dacă am timp. Însă, până atunci, hai să vă arăt în continuare grădina. Așa cum spuneam, și ardeii bulgărești sunt foarte, foarte mulți, extrem de mulți ardei bulgărești pe plantă. Și credeți-mă, nu mă așteptam să am atâtea legume. Dacă țin cont de seceta din acest an și fac referire la lipsa ploilor care au fost extrem de, extrem de acute, extrem de gravă. Deci nu au fost ploi zile, săptămâni la rând. N-a plouat deloc. Și totuși am o grămadă de roșii, o sumedenie de roșii frumoase. Nu vă mint, credeți-mă, aceste plante, aceste roșii au fost plantate în iulie. La sfârșitul iunie. Deci au fost plantate după 20 iunie. Și totuși, ia uitați-vă ce frumoase roșii am. E adevărat că le-am dat foarte multă apă și le-am udat mereu, pentru că n-au avut încotro. Ceapa. Am scos-o deja. O parte din morcovi am scos, care sunt acolo. Mai avem castraveții care culegem tot la 4-5 zile, să nu exagerez. Hai să zicem la o săptămână. Tot culegem de ei. Punem un borcan și așa mai departe. Pentru început, pentru primul an, n-am făcut multe în grădină, dar o să fac cât de curând, anul viitor, o să fac să arate cât mai bine. Dar totuși, eu zic că la câtă secetă a fost anul ăsta, eu zic că arată foarte bine grădina. Și credeți-mă, am văzut grădini care efectiv au fost pârjolite de secetă, de soare. Efectiv n-a mai rămas nimic din ele. Și totuși mă bucur că încă mai am plante verzi, încă mai am plante care rodesc. Mai ales acum că au venit o groană de ploi. Sper de noi recolte frumoase.
Luci. Luci. Așadar, cum am spus, iată și castraveții. Aceștia sunt castraveții care i-am pus din recoltă proprie. Inclusiv morcovii și ceapa din borcanele cu castraveți. Morcovi, ceapă, la noi din grădină. Deocamdată avem 6 borcane aici, castraveți. Deci toți castraveții aceștia care vedeți în borcan sunt din grădină. Am adus plantele în grădină și sunt de pe acele plante. Deci avem 6 borcane aici, plus încă 2 borcane la pătul, care aștept să răcească. Banjul, gem de caise. Deci nu e tocană de legume, bineînțeles. Aici am gem de măcieșe, compot de vișine, compot de prune, vișine pentru prăjituri, sirop, bulion. Deci încă mai avem de pus în cămară și bineînțeles mai avem spațiu, care sper că în toamna asta îl vom umple tot spațiul cu tot felul de bunătăți pentru iarna. Așadar, acestea fiind spuse, haideți să mergem să vă arăt mai departe plantele. Pentru început, o să încep prezentarea plantelor, update-ul la plantele pe care le dețin din colecție, cu, bineînțeles, cu vedeta acestei colecții, care nu este alta decât Monstera Deliciosa Thai Constellation. Este acest frumos exemplar care, dacă observați, are o frunză imensă și se pare că îi priește foarte bine viața la curte. O am de când am fost în Anglia, așa cum am mai spus pentru cei noi, repet acest lucru, o am din Anglia. Este prima plantă, primul Thai care l-am, pe care îl dețin în colecție. Îl am din Anglia când avea doar 3-4 frunze. Asta fiind în 2020, în toamnă, septembrie-octombrie mi se pare că l-am luat. Nu mai știu exact când. Dar în orice caz știu că a fost destul de mult. A costat undeva la 300 de lire sterline. Acum, nu vreau să vă mint, dar evaluat s-ar putea să fie undeva mult peste valoarea care vă închipuiți. Nu vreau să spun o sumă, nu vreau să zic, spuneți că îmi fac reclamă, dar vă asigur că este foarte, foarte scump. Bun, apoi să vă arăt a doua plantă, care este Monstera Deliciosa. Și aceasta am tot de când eram în Anglia. Aceasta este puțin mai în vârstă. Este din tot din 2020, dar din primăvară. Undeva în martie-aprilie, ceva de genul, dacă nu mă înșel. Am luat-o de la un garden center. Gen, cum ar veni un fel de Dedeman sau cum ar veni Hornbach, dar în Anglia. Bineînțeles, total diferit, unde sunt doar plante, suveniruri și un loc unde să te relaxezi, adică un fel de bistro, un fel de bar bistro, unde se servesc gustări, băuturi alcoolice, cafea, ceai, sucuri, jusuri și așa mai departe. În fine, nu intru în amănunte. Vă că am dat seama despre ce este vorba, da? Bun. Mai departe o să vă arăt alt
Thai Constellation. Din acesta am luat butaș, am făcut butaș, din care acum o să vă arăt rezultatul acestor butaș din acest Thai, care l-am al doilea Thai, dar eram în țară când am achiziționat acesta. Așadar, haideți să vă arăt plantuțele din acel Thai Constellation. Așadar, acum o să vă arăt plantele rezultate din acel Thai Constellation, din butașii acelui Thai Constellation care vi-am arătat adineauri. Așadar, am să încep cu prima plantă, care are variegație foarte, foarte frumoasă. Are o variegație sectorială într-un colț al frunzei și, bineînțeles, arată superb și frunza, deci aceasta este frunza mai nouă. Este o plântuță foarte sănătoasă. Să nu uit, toate aceste plante sunt de vânzare. Dintre care, o plantă, o să vă arăt, este gata, pregătită exact mâine, chiar mâine o să o expediez spre Sighișoara, unde am un client care a achiziționat una dintre aceste plante și sper să fie un client foarte fericit, pentru că sunt plante foarte sănătoase, după cum bine puteți vedea, arată foarte bine. Sunt plante sănătoase și bine stabilite. Deci, efectiv, nu aveți probleme cu ele, pentru că au început să crească foarte frumos. Am început să dea a doua frunză. Acesta arată așa. Următoarea plantă și aceasta, pe cum vedeți, are o nouă frunză. Îi dă o nouă frunză. La fel, are variegație sectorială. O vedeți aici. Această mare pată albă este o variegație sectorială. Plus variegația care o face atât de celebră, care îi dă numele de Thai Constellation, adică Constelația Thai. După cum probabil știți sau vă dați seama, Constelația Thai vine de la nume, pentru că constelația, adică felul în care arată variegația, și Thai este dat fapt, dar nu datorită faptului că este o plantă obținută în laborator în Thailanda. Deci nu este o plantă care este obținută pe cale naturală. Este pe cale artificială, obținută pe cale artificială și nu o găsiți în natură. Puteți să căutați pe este tot în natură că nu o găsiți. Este o plantă obținută în laborator. Eu am reușit să achiziționez planta respectivă și am reușit să fac butaș din ea, astfel încât au rezultat aceste plântuțe care le valorific, le comercializez, bineînțeles, sub formă de hobby, nu sub altă formă, bineînțeles. Spun asta pentru că probabil sunt în țară doitori și colecționari de plante rare, care probabil își doresc foarte mult această plantă. Așadar, aveți posibilitatea să o aveți în colecția voastră, căutându-mă pe Facebook. O să las un link în descriere, rost în descriere, cu pagina mea de Facebook, unde puteți să mă contactați sau puteți să-mi trimiteți mesaj privat pentru această plantă. Așadar, a treia plantă, care în curând va avea o nouă frunză. Cea de patra plantă, la fel, variegație foarte frumoasă, la fel are cea de doua frunză, plante foarte sănătoase, care deja sunt stabile, adică au început să crească. Și cea de-a cincea plantă, la fel, după cum vedeți, sunt frunze foarte mari, foarte frumos dezvoltate și, bineînțeles,
La fel. Ideea a doua frunză. Deci, așa cum am spus, căutați linkul în descriere. Jos în descriere găsiți linkul unde mă puteți contacta în legătură cu aceste plântuțe. Dacă doriți să aveți, bineînțeles, în colecția dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, cea mai frumoasă dintre ele, recunosc, este aceasta. Uitați-vă și voi ce frunză are. Deci, frunza nouă. Așa cum am spus, sunt plante foarte, foarte sănătoase. Arată foarte bine și au o variegație foarte frumoasă. Așadar, dacă doriți o plantă sănătoasă care să vă bucure privirea, iată-le aici. Bineînțeles, această frunză încă nu este întărită, este o frunză foarte crudă, după cum bine vedeți, culoarea mai deschisă spune acest lucru despre această frunză. Așa, și acum să vă arăt planta care va aplica spre Sighișoara. Planta o am aici, care în curând va avea o nouă casă. Iată aici. Un alt exemplar frumos este acesta. La fel și acesta, cu o variegație sectorială aici, dacă observați. Și acesta, aceeași chestie, același lucru. Îi dă o nouă frunză, dar acesta, din păcate pentru voi, are deja, începând cu săptămâna aceasta, are o nouă casă. Acestea fiind spuse, haideți să vă arăt în continuare colecția pe care o am. Și bineînțeles cu plantele din colecție. Așa cum știți, Raphis excelsa, cei doi palmieri, bineînțeles Luci, care vă salută. Vă salută și el. Da, e somn puțin. Are chef de joacă. Da, să continuăm. Deci, așa cum am spus, cei doi Raphis excelsa, ram ăsta aici, care oarecum străjuiesc intrarea în casă. Sunt un fel de străjeri ai casei, ca să zic așa. Bun, alți doi străjeri ai casei, bineînțeles. Spun asta pentru că unul e aici, iar al doilea este aici, cel de-al doilea. Este vorba despre Syngonium albo, variegata. O altă plantă superbă, variegată, care, ia uitați, ce frumoasă frunză, Half Moon. Adică jumate este albă, jumate este verde frunza. O vedeți? Cât de frumoasă este, ia uitați. Vă las câteva secunde să o admirați. Da? Dacă observați, fiecare frunză este unică pe această plantă. Este absolut unică. Fiecare frunză are patentul ei de culori. Efectiv, fiecare frunză nu seamănă cu alta. Ia uitați și aceasta. Cât de frumoasă este, ia uitați-o. Așa, mai am și pe planta asta altă câteva frunze superbe. Ia uitați aceasta, de exemplu. Sunt plante cu frunze care sunt foarte, foarte atractive datorită variegației
impresionante pe care au frunzele. Bineînțeles, vă dați seama cât de frumoase sunt, ia uitați. Sunt tot felul de tipuri de variegație. Deci nu seamănă o frunză una cu alta. Fiecare frunză are ceva unic. Așa? Continui cu o grămadă de monstra deliciosa, care am aici un ghiveci, mai am acolo. Am aici un ghiveci. Mai am acolo un exemplar mai mic. Tot monstra deliciosa. Bineînțeles, alte vedete ale colecției mele este vorba despre Pink Princess. Ia uitați cât de impresionate frunze are. Mă refer la coloritul acestora. Sunt superbe. Și din altă plantă, din altă Pink Princess, din altă Philodendron Pink Princess, am vârful de creștere aici și am câțiva butași. L-a prins, care sunt aici în mușchi, în spanglum moss. Am aici exemplarul mai bătrân de Philodendron Majesty, care arată super. Unul dintre ghivece cu Raphidophora Tetraspera. Mai am aici două ghivece cu Raphidophora Tetrasperma sau Mini Monstera. Vreau să le admirați și voi. Să le admirați în toată splendoarea lor. Uitați-vă și voi cât de frumoase sunt. Și să nu uit, poate nu se observă prea bine, dar am o frunză care s-ar putea să fie puțin variegată. Sper să se poată observa. Iată-o aici. Este o frunză puțin variegată, dar nu știu cum să vă arăt să se poată vedea cât mai bine. Da, iată-o. Dacă observați, are aici puțină variegație unde e unghia mea. Nu știu dacă o puteți aprecia. O secundă să încerc să vă arăt cât mai bine. Da, acum se vede, uitați-o. Puțin, mai puțin. Așa, uitați-o aici. Este foarte, foarte sublimă, dar vă asigur că este variegată. Un alt Philodendron Pink Princess, la fel de frumos. Un alt exemplar de Raphidophora Tetrasperma, adică exemplar, mă rog, un ghiveci, mai multe plante, care și acesta arată spectaculos. Arată foarte, foarte bine. Și ca plantă și ca aspect în sine, planta arată foarte, foarte bine. Strings of Hearts, adică șirac de inimă, șirac de inimioare. Și asta a fost foarte, foarte mică planta. Dacă vă uitați la videourile anterioare, o să vedeți cât de mică este planta. Dar acum, ia uitați-o cât este de dezvoltată și cum arată acum, la ora actuală. Care, bineînțeles, mai face și flori. Mai face și câte floare. Am aici recent achiziționat un Philodendron White Knight. Iată-l. Care îi dă prima frunză. Exemplarul de Syngonium Pink Splash. Acesta l-am achiziționat de la Secret Garden. Avea doar 3 frunze. Dacă vă uitați pe canalul meu, o să vedeți undeva în spate un video cu unboxing-ul acestui Syngonium, care era extrem, extrem de mic.
Însă acum ia uitați-vă cât de frumos este rezultat și cât de frumoase sunt frunzele cu aceste pete de roz pe ele. E un roz mai spălăcit, dar totuși arată foarte, foarte frumos. Următoarele plante care vi le arăt sunt Adenium obesum, adică trandafirul deșertului. Iată-i, unul dintre el. Cam așa arată. Mai am și un exemplar de Plumeria rubra, care am câștigat de la un concurs de pe Facebook. Și acum să vă arăt cele din geam, celelalte exemplare de Adenium, care sunt 7 la număr, în afară de cei care vedeți aici. Sunt acestea din geam și vă arăt o surpriză la ei, la acești Adenium. Deci iată-i, fiecare plantă este un alt soi, deci nu sunt toate plantele același soi. Și am să vă rog să vă uitați atenți la fiecare plantă în parte, să vedeți că nu seamănă nici o plantă între ele. Fiecare plantă este total diferită de cealaltă. Aceasta este diferită de aceasta. De aceasta, dacă observați, nu au nimic în comun cu ele. Nici una. Nu seamănă absolut deloc. Așa. A patra plantă, al patrulea Adenium, la fel. Nu seamănă absolut deloc cu cel cu al cincilea. Dacă observați. Așa. Și al șaselea Adenium. Și acum surpriza, care v-am spus, cel de-a șaptelea Adenium, care este și cel mai frumos. Iată-l. Care mă bucură cu aceste superbe flori. Da, într-adevăr am florit. Și mă bucură cu aceste superbe flori. Ia uitați-l. Deci, efectiv, este superb. Așadar, cam aceasta este colecția de plante pe care o am și update-ul la grădina care o am. Acum o să vă arăt ce am mai plantat. Este vorba despre un bananier care este aici. I-am plantat recent, acum aproximativ 3 săptămâni. S-au dezvoltat superb, s-au prins foarte frumos și acum îi lasă să se dezvolte și ei. Este vorba despre un bananier care rezistă la noi. Este un bananier foarte rezistent la frig, la ger, la îngheț. Este vorba despre Musa Baju. Singurul bananier care rezistă la noi la îngheț până la minus 10, minus 15 grade. Deci acesta se pretează oarecum pentru zona noastră, dacă doriți, aveți în grădină ceva exotic, să dea o notă de exotism grădinii pe care aveți. Deci arată foarte bine și când se dezvoltă, vă asigur că ajung până la 2 metri jumate, 3 metri înălțime. Aceștia sunt doar puiuți, dar se vor dezvolta și ei, bineînțeles, în timp. Așadar, dacă doriți o notă de exotism în grădina voastră, puteți să puneți și ceva bananieri care rezistă noi la îngheț. Sper că v-a plăcut Mâțul din acest video, noul membru al familiei noastre. Sper că v-a plăcut acest vlog și până data viitoare, mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți. Celor noi veniți, vă mulțumesc că ați venit pe canalul meu și vă spun bine ați venit pe canalul meu și vă aștept în continuare să mă urmăriți. Nu uitați, vă aștept comentarii în secțiunea coment, dar și propunerile voastre, bineînțeles. Vă aștept propunerile voastre în legătură cu noi videouri, să vă spuneți părerile cam ce ați dori să vedeți. Vă aștept cu păreri despre acest video, despre acest canal. Așadar, până data viitoare,
că ne vom reîntâlni pe acest canal cu un nou video care nu știu de unde va fi sau când va fi sau despre ce va fi. În încheiere vă mulțumesc, așa cum am mai spus, vă mulțumesc tuturor pentru că mă urmăriți și până data viitoare vă spun la revedere!